Celul Galați este egală cu Chelsea. Nici moldovenii nu au marcat împotriva lui CFR, deși partida s-a terminat 1-1. Clujenii au înscris ambele goluri, unul în poarta adversă și unul în poarta proprie, la 2 minute distanță. CFR Cluj rămâne pe locul 5, la 6 puncte de liderul Dinamo. De la Galați, portarul Edi Stăncioi a plecat spre capitală, unde mâine se va prezenta la reunirea lotului național pentru meciul cu Franța. Un meci transmis de Antena 1 sâmbătă seara. A spus Marius Stan după meciul Oțelul Galați CFR Cluj, transmis în direct de GSB TV. Clujenii au deschis scorul în minutul 19 prin Gabi Mureșan. CFR nu a reușit să păstreze avantajul decât 2 minute, când Cristian Panin și-a surprins propriul portar cu un autogol spectaculos. În minutul 67, Peralta a căzut în careu după un duel cu Laurențiu Iorga, dar arbitrul Tiberiu Laioș a refuzat să dea lovitură de la 11 metri. Meciul s-a terminat 1-1, iar campioana a rămas pe locul 5, la 6 puncte de lider, înainte ca Dinamo să dispute partida cu Farul.